Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută. Amen. Și Doamne de izbândă. Amen. Alături de cuvintele de bun venit care v-au fost adresate voi în mod special, la mire și mireasă. Astăzi am ocazia să vă zic mire și mireasă și nu să folosesc numele voastre. Vreau să vă aduc aminte că în Scriptură stă scris următoarele cuvinte, atât pentru voi, cât pe întreaga biserică și pentru părinții voștri, dar dedicat ca moto pentru voi. Eclesiastru, capitolul 7, începutul versetului 14, spune așa: În ziua fericirii, fi fericit și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să fiți fericiți, începând de azi până la capătul vieții. Domnul să fie cu voi. La fel, această fericire să însuțească căminele părinților voștri și Biserica Domnului din loc. E adevărat, să nu credeți că sunteți singurii care aveți emoții, mai ales sora Mireasă. Emoții au și părinții care sunt acolo și fiind prieten cu fratele Gabi Jacques nu știu cum e inima lui de tată, dar noi bărbații suportăm mai bine, zic eu, evenimentele acestea, dar mă gândesc la sora Marinela, Băiatul meu pleacă de acasă. O să știe să-i facă fata aia de mâncare. O să știe să-i calce hainele. Câte gânduri nu trec prin mintea mamei, dar nu uitau un lucru, soră Marinela, surorilor, fraților și Mireasă și Mire. Citesc cuvântul care a fost citit astăzi aici ca niște aleși și a lui Dumnezeu. Noi toți prin Harul Domnului suntem aleși și lui Dumnezeu, în mod special voi astăzi, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți. De aceea în ziua aceasta, Domnului, ne bucurăm și știm că Domnul ne dă și izbândă și bucurie, pentru că sunteți în casa Domnului sfinți și prea iubiți aleși de El. Dacă societatea în care noi trăim în vremea aceasta a ajuns atât de imorală, cum se amintea așa puțin aici, noi ne bucurăm astăzi când Biserica Domnului Gloria a intrat un tânăr și o tânără în curăția Duhului, a trupului și a cugetului și stau înaintea Domnului să capete binecuvântare, slăviți să fie Domnul. Suntem aici nu a privi spre voi și cu spirit de critică, ci vrem să împlinim cuvântul pe care Apostolul Pavel a rostit către cei din Roma. Bucurați-vă cu cei ce se bucură! Și astăzi, pentru cele două familii, este bucurie, pentru Biserica Gloria este bucurie. Vă mulțumim că ne-ați invitat la această bucurie și dorim ca Dumnezeu să reverse bucurie peste toți. Și peste fanfară, și peste corii, și peste slujitori peste nuntași, peste întreagă biserica Domnului, dar mai mult ca oricând, inimile voastre să fie cercetate de Duhul lui Dumnezeu, de Cuvântul lui Dumnezeu și bucuria Lui să fie în viața voastră. Aduceți-vă aminte, iubită biserică în Domnul Isus și miri dragi, că împărăția lui Dumnezeu, spunea Apostolul Pavel într-o împrejurare, nu stă în mâncare și în băutură, dar constă în ceva, stă în ceva. Și spunea el acolo, pace, spunea neprihănire, dar mai spunea ceva, bucurie, bucurie în Duhul Sfânt, fie dar că această bucurie să fie în viața dumneavoastră, în viața bisericii și în viața fiecăruia, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Eu mă uit și la ceas, nu știu cât de grăbiți sunteți voi, dar câteva gânduri, frate Mire și soră Mireasă, aleși de Dumnezeu, sfinți, și prea iubiți și mie îmi place să cred că și cei din fanfară vă iubesc pe voi și cei de aici, surorile de la cor și cei din biserică, inclusiv slujitorii, dar câteva gânduri în dreptul tău din atribuțiunile care stau de astăzi în față. Citesc una pentru tine, după aceea trecem și la sora Mireasă. Spune cuvântul Domnului prin Apostolul Petru următoarele cuvinte, cunoscute de biserică, dar nu vreau să fie uitate fraților căsătoriți și cei care urmează să se căsătorească. 1 Petru, capitolul 3, versetul 7 spune: Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre. De astăzi încolo, nu știu cum te-ai purtat ca logodnic cu ea, nu știu ce făgăduințe i-ai făcut, dar de astăzi încolo, poartă-te cu înțelepciune și cine nu are înțelepciune să ceară cu credință că îi va fi dată. Aduce aminte de Solomon, fiul de rege. Nu i-a fost rușine să zică lui Dumnezeu, Doamne, dăm înțelepciune. Nici ție să nu-ți fie rușine, dar manifestă înțelepciunea prin vorbire, prin atitudine și prin comportare față de soția ta. Dumnezeu să te binecuvânteze cu înțelepciune. Caut-o, aleargă după ea și să fie comoara vieții tale. Și citesc mai departe. Dând cinste femeii, pentru că ești înțelept, dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Ai în vedere totdeauna când te comporți și trăiești de astăzi încolo împreună cu soția ta, să te comporți cu înțelepciune ținând cont de lucrul acesta, că este un va, ca un vas mai slab. Și mi-aduc aminte de vorba unui păstor în Torino, când eram, a zis, avem multe vase în casă. Unele sunt mai slabe, mai firave, mai. Trebuie să te comporți cu atenție. Și se întâmplă din greșeală să se mai ciobească câte un vas din ăsta slab. Ține minte, nu trebuie cărpit. Mai înțeles. Am înțeles. Am văzut. Ne îndreptăm câteva gânduri și spre Sora Miriasă. În Cartea Domnului Proverbe. Citesc câteva cuvinte, un singur verset de altfel. Spune aici cuvântul Domnului, capitolul 14, versetul 1. Femeia înțeleaptă își zidește casa. Nu te mulțumi să ai un soț înțelept. Nu te mulțumi să ai un soț atent cu tine. Caută să fii și tu înțeleaptă. Și Dumnezeu să te binecuvânteze. Pentru că femeia înțeleaptă zidește casa. Mai sunt în Scriptură, în proverbe scris despre femei ca putregaiul noase, de ca acelea care e o carie la dinte, sau femei care picură ca streșina într -una. Nu fi din acelea, fi femeia înțeleaptă și zidește-ți casa. Nu să-ți ceară nimeni acum să te pus să cari cărămidă, mortar, să torni, să torni betoane. Nu la aceasta se referă Scriptura când zice zidește-ți casa, de fapt e vorba de familie. Și o femeie înțeleaptă contribuie la zidirea familiei, la legătura între soți, la legătura între soți și copii, care vi va da Domnul, și astfel că minul vostru va fi binecuvântat de Dumnezeu acolo unde vede înțelepciune. Și dacă e vorba de înțelepciune, vă doresc din inimă ca Domnul să vă dea înțelepciunea care vine de sus. Înțelepciunea care vine de sus e diversă de înțelepciunea lumii, de aceea care se învață la facultăți, de aceea care se învață pe băncile școlii. Citesc despre înțelepciunea de sus, care mi-o doresc să o aveți cu amândoi în călătoria vieții voastre. Spune cuvântul Domnului în Iacov, la capitolul 3, versetul 17. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată. Așa să vă dăruiască Dumnezeu, așa să vă comportați unul față de celălalt, cu o înțelepciune curată, aia vine numai de sus, de la Domnul. Apoi e pașnică, și blândă, dacă vreți, liniștită, odihnitoare, ușor de înduplecat când e vorba de adunare, de post, de rugăciune, de cântare, de repetiție. Ușor de înduplecat, nu la rău, la lucrurile bune. Citeți mai departe. Plină de îndurare. Și de asta trebuie să se vadă în familia voastră. Manifestarea înțelepciunii în viața voastră, unul față de celălalt. Nu numai datoria mirelui nu numai datoria miresei, nu numai datoria fratelui sau a sorei, ci la amândoi. Spune mai departe, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire și nefățarnică. Dumnezeu să vă facă parte de ea. A sosit momentul în care, frate Mire, să te desprinzi de tăticul și de mămica, soră Mireasă, să te desprinzi de tăticul și de mămica și spune Scriptura că cei doi se vor lipi unul de celălalt și vor fi una. Țineți minte. Nu prietenii au prioritate în viața voastră. Nu prietenele au ne prioritate în viața voastră. Prioritatea aveți relația dintre voi doi. Să fiți una întotdeauna. Fie ca Dumnezeu, începând din ziua de astăzi, să lucreze la unitatea voastră și să vă binecuvânteze cu unitate în gândire în trăire, în exprimare și în tot ceea ce faceți să fie unitate și să se vadă. Doamne ajută! Se vede foarte ușor unitatea. Când tu vei spune către sora, m-am gândit mâine să postim, Iați îți va zice, și eu m-am gândit-o la asta. Asta deja înseamnă că aveți același gând, înseamnă unitate. Sau mergem la cumpărături, că și de asta trebuie. Mergem și avem același gând și asta înseamnă unitate. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu ea. Citesc în Cartea Domnului, alături de înțelepciune, s-a și citit aici încă un lucru care aveți nevoie în familie. Atribuții de ale tale, frate Mire, și de a sole Mirese. Citesc versetul 19. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. De asta ești aici, sunt convins că o iubești. Dar acum e frumos să o iubești. Mâine va fi frumos, nu știu, în călătoria unde veți pleca, va fi plăcut. Dar versetul 19 spune așa. Și nu țineți necaz pe ele. Dacă frații ar fi sincer, cei căsătoriți, ar recunoaște că se mai întâmplă în viața de căsnicie ca soțiile, să mai facă și necazuri la soți. Nu știu dacă celor de la Arad așa li s-a mai întâmplat în viață, dar vreau să spun un lucru. Într-o bună zi, nevastă mea m-a necăjit. Nu mi-a făcut necazuri, m-a necăjit. Și am stat eu și m-am gândit, mă, n-am să mai vorbesc cu ea acum. Și stând eu și meditând așa în mintea mea, mă gândeam, zic, măi, la atâtea anunțe am fost, am predicat la alții, ce aplicație să fac eu, eu acum, biblică, la situația de față. Vroiam să fac pe bărbatul, să o țin la distanță. Și stând și meditând la situație, mi-a venit în minte versetul acesta bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu ține necaz pe ele. Și m-am dus la ea și i-am zis, măi, tu ai mare noroc. S-a uitat așa și a simțit că eram eu puțin tensionat. De ce? Păi zic, uite ce scrie în Biblie, după ce am spus la alții, e vremea să împlinesc și eu și ține minte și tu. Se mai întâmplă să ai câte un necaz, te grăbești și ți arzi cămașa când a călcat-o, vrei să pleci și nu mai vine și tu trebuie să pleci și te necăjești de știu eu ce, poate mâncarea nu a ieșit bine sau câte și mai câte. Și zic, mai soție, zic, în Biblia am găsit scris că nu am voie să țin necaz pe tine. Ca atare, zic, i-am cit, citat versetul bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Soră, dar să nu profiți să nu profiți de versetul acesta. Am zâmbit și eu și ea, și s-a terminat repede, și de atunci, când se întâmplă să vină astfel de, de stări, mi-aduc aminte repede de versetul acesta: Ține-l minte și tu în viață. Ține-l minte în viață. Iubește-ți soția și să nu ține cas pe ea. Un lucru pentru sora și închei, având în vedere lucrarea în continuare. Citesc în Cartea Domnului Latit, capitolul 2 despre comportamentul femeilor. Să-și aducă aminte și surorile. Hai vă rog, aduceți-vă aminte când ați fost mireasă. Au trecut 30-40 de ani pentru alții, poate și mai mult. Ați fost odată mireasă, ca și ei. Și de atunci, prin câte ne ați trecut, câte experiențe n-ați căpătat. Dar nu uitați ce spune Scriptura. Versetul 4 din Timotei, capitolul 2. Femeile mai tinere, cum ești tu, soră mireasă, să-și iubească bărbații și copiii. Deci nu-i numai datoria soțului să te iubească, trebuie să mă iubești și gata, eu fac ce vreau. Nu, trebuie să-l iubești și tu pe el. Și când Domnul vă va da și copii, să iubești și copiii, Doamne ajută! Mă limitez, nu pun întrebări. Dar spune aici versetul mai departe, versetul 5. Femeile astea tinere, ca și tine, intri în în familie și veți fi cea mai tânără familie din biserica aceasta, Gloria. Să fie cumpătate, te rog fii atentă, o să mergi să faci și cumpărăturile, shopping-ul cu soțul tău, să nu începi, vreau și asta, și asta, și asta, și asta, și asta, și asta, să nu începi așa. Fii cumpătată, mai departe, să fii cu viață curată. Și aici scrie un lucru, și să-și vadă de treburile casei. Ai grijă. Mai se întâmplă că sunt unele surori care nu și văd de treburile casei lor. Tu să nu fii ca acelea, tu vezi de treaba casei tale. Ține minte, prin aceasta se va dovedi iubirea față de soțul, având grijă de treburile casei tale. De celelalte familii, nu-i treaba ta, fiecare familie să se îngrijească de treburile casei lor și nu mai purtați de grijă altora, păcătuind, dacă vreți, înaintea Domnului. Apoi, să fie bună, ține minte, să fii bună, pentru că dacă ne gândim la bunătate, face parte din roada Duhului Sfânt, și am înțeles de la păstorul local că Dumnezeu va binecuvânta pe amândoi cu Duhul Sfânt. Fii bună! Fii bună! Și Dumnezeu să-ți ajute. Aici spun doar o paranteză scurt. Nu bună de gură, fii bună la inimă, la suflet. Să se vadă roada aceasta bunătății. Și apoi spune cuvântul Domnului, supuse bărbaților lor. Vezi, tu ești de sub autoritatea tatei, tatălui și a mamei astăzi și nu o să fii liberă o să intri sub autoritatea soțului. Dă dovadă că ești fată înțeleaptă, care îți iubești soțul, te temi de Dumnezeu și stai sub supunerea autorității care Dumnezeu ți-a rânduit-o pe parcursul vieții cât vei trăi pe pământul acesta, sub mâna binecuvântată a lui Dumnezeu și protectoarea soțului tău. Fii supusă pentru că astfel să nu se vorbească de rău cuvântul Domnului, ci în familia voastră să se spună, măi, e o familie model. Nu știm cum i au crescut Gabi, băiatul, nu știm cum i crescut fratele Giurgiu, dacă nu greșesc, fata, dar e o familie pocăită, o familie model. Și închei cu versetele care le-a rostit omului Dumnezeu sub călăuzirea Duhului Sfânt Moise, a primit de la Domnul această revelație și a zis astfel, voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru și El vă va binecuvânta pâinea și apa și va depărta boala din mijlocul vostru. Așa să va ajute Domnul. Amin.